Absolvenții, tinerii instituționalizați, dar și cei cu dizabilități sunt în centrul atenției în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Vineri, 27 octombrie, se va organiza la Deva o nouă bursă a locurilor de muncă dedicată lor, dar oricine este în căutarea unui job va putea să participe la acest eveniment între orele 11 și 15. În data de 27 octombrie, începând cu ora 9, vă așteptăm la bursa generală dedicată tinerilor la Deva, la Casa de Cultură, în holul de la intrarea în Casa de Cultură. Vom avea bursa dedicată tinerilor, absolvenți și nu doar absolvenți, tinerii în general. Bineînțeles că pot să participe la acest eveniment toate persoanele care doresc să-și caute un loc de muncă. Vom avea foarte mulți angajatori interesați să vină cu oferta de locuri de muncă. Ne dorim să invităm la această bursă și tinerii care sunt în sistemul instituționalizat în colaborare cu DGASPC-ul, cu doamna director Janina Young, vor veni și acești tineri care urmează să își caute un loc de muncă în colaborare cu inspectoratul școlar, cu doamna inspector general Maria Ștefănie. Vom avea discuții și vor participa la acest eveniment și tinerii din clasa 12-a.